Andrei Codrescu spune despre dumneavoastră că sunteți un scriitor liber, zice poate primul scriitor liber din 1989 încoace. Ce credeți că a vrut să spună prin asta? Prin ce se caracterizează această libertate? Cred că vorbea de structura cărții, cred că la asta se referea. Și cred că asta, pe de-o parte, ține și de el. El este un scriitor liber și probabil că a văzut în asta unul dintre punctele pozitive ale cărții, pentru că el a mai spus în fragmentul care este trecut pe coperta 4 a cărții, el a spus-o, iertați-mă că o spun eu încă o dată, vedea niște asemănări între scrisul meu și scrisul lui Mark Twain și chiar marchez, de altfel, ceea ce e o mare onoare. Dar înainte, mai mult decât comparația în sine, cred că el miza pe faptul că sunt un scriitor liber. De ce sunt un scriitor liber? Pentru că structura cărții e un pic atipică. Vorbim despre o structură care presupune secvențe cinematografice legate între ele printr-un montaj de atracții, în care emoția contează mai mult decât descrierea în sine a personajelor, emoția care reclamă emoție, care se transformă în stări care, atenție, generează personaje. Și cred că această structură atipică, descrierea unei cărți, roman în cazul ăsta, l-a făcut să spună că aș fi un scriitor liber. Vin din zona filmului, sunt scenarist de film și regizor, de altfel. Și într-adevăr mi-am luat această libertate de a repune în drepturi ceea ce am considerat eu că ar trebui să fie literatura în momentul de față, și anume un scris foarte vizual, foarte economicos, curățat de balast, pentru că nu trebuie să fie ușor de citit. Ușurința cu care se citește această carte dă și această dimensiune comercială a ei, până la urmă. Care sunt scriitorii care vă plac cel mai mult și de care scriitori ați apropia cartea asta? Sau că... În momentul de față îmi place Dave Eggers foarte mult. Este un scriitor american sau din care s-au publicat câteva cărți în România prin grija Denisei Comănescu de la Humanitas Fiction. M-am înconjurat atunci când scriu, am aceste cărți ale acestor scriitori care mie îmi plac foarte tare și la care întotdeauna am făcut mai mult sau mai puțin referințe, chiar dacă n-am încercat niciodată să copiez un stil sau altul. Și astea sunt James Joyce, sunt Hemingway, până la urmă, pentru felul în care știe să scrie dialog, pentru felul în care dialogurile la el creează stări. E o chestiune foarte greu de atins până la urmă. Mi-aș dori foarte tare să pot să scriu în felul ăsta, pentru că apropo de faptul că sunt scenarist, dialogurile sunt foarte importante într-un film și de ce nu, poți să spui că cel puțin un sfert din calitatea unui film ține și de calitatea dialogului. Citesc în continuare 1001 de nopți. Sunt niște povești formidabile acolo. Și cred că este, cum ar veni, e o carte care traversează timpul și care ar trebui predată în școală, care ar trebui să fie pe masa oricărui individ care scrie sau care, mă rog, are aceste intenții de a scrie. Ați scris această carte dintr-o dată, dintr-o inspirație sau... Mai degrabă ea s-a adunat treptat, a fost scrisă pe bucăți, apoi asamblată, șlefuită.
Spuneam mai devreme că e o carte a stării, o carte a stărilor. Am mai fost întrebat de anumite persoane care au citit cartea, cei cu acest personaj, mă rog, unul sau altul. E greu să spun așa care e definiția lui Mauro Leone, spre exemplu, personajul central al cărții. Eu vorbesc de stări, de mai mult decât de personaje în sine, vorbesc de stări. Și atunci era important că atunci când mă așezam să scriu, să am starea respectivă, starea personajului respectiv. Nu știu dacă scriu greu. Poate o caracteristică a mea ca scriitor e faptul că scriu direct pe curat. Modificările ulterioare țin mai mult de calitatea formală a frazei și de anumite detalii. Dar s-a scris relativ ușor, dacă 2 ani înseamnă puțin în scrierea unei cărți. Mai complicat a fost să ușurez de balast, să spun așa. Există experiențe în viață care te fac un scriitor, un povestitor mai bun? Cu siguranță că există. Există în fiecare zi. A existenței noastre există câte o poveste undeva ascunsă. Acum, poți să asculti aceeași poveste din gura mai multor oameni și te poți apropia de una sau alta. Sunt oameni care știu să extragă dintr-o întâmplare banală misterul acestei întâmplări. În ce mă privește, cred că intru mai degrabă în categoria asta pentru că eu cred că am o existență foarte plină și nu sunt genul care se plictisește. Există întotdeauna lucruri care îți vor atrage atenția, trebuie doar să privești într-acolo. Dar ați avut, așa cum să spun, din tinerețe o cale plină de aventuri și de lucruri de povestit. Am avut. Asta fără îndoială. Am trecut prin mai multe experiențe. De la să-i spun artizanat lucrat. Am lucrat piele. Apoi am făcut vitralii. Am lucrat într-un chioșc de noapte. Am vândut cărnați, respectiv mergeam cu geantă frigorifică în care erau cărnați italienești și lăsam pe la magazine. Așa, e o poveste pe care am spus-o de altfel într-un teaser al cărții. Proprietara fabricii respective era chiar sora mea. De angajat, nu m-a angajat ca atare acolo. Putea să mă facă până la un director de ceva, nu trebuia să fac nimic decât să primez niște bani, dar mi-a pus în spate geanta asta și mi-a spus du-te în parte cârnați ăștia la magazine și ia-ți bani. Ceea ce n-a fost chiar rău, pentru că veneau și bani de la magazine, aveam și mâncare asigurată și eu și prietenii mei. Am mai făcut publicitate în perioada când încă se putea face, când exista acel spirit de solidaritate între oamenii din zona asta. Apoi am început să scriu scenarii. Am făcut această facultate de film. Am lucrat o vreme afară, la Canal Plus. Și probabil că am mai făcut niște lucruri, dar nu mi-amintesc acum. Care e semnificația titlului Chimera? Q vine din spaniolă. E mai mult sau mai puțin un joc de cuvinte, chiar dacă s-a potrivit ca atare. Chimera, însemnând evident acea chimeră. Da, e un personaj în carte pe care îl cheamă Kim, care e un proprietar de circ. Mai există o corabie pe care am denumit-o Chimera, o corabie fictivă, gândind că face parte din convoiul de corabie al lui Columb. Și peste toate acestea vorbim, de fapt, Chimera putea fi
înlocuit cu teme, dacă vreți, identitate. Cu nevoia de a-ți găsi identitatea. Asta este fiind primul nivel de citire al acestui titlu. Suntem în căutarea propriei identități. Puțin dintre noi o vor afla, o vor cunoaște întru totul și până la capăt. Și asta. În biologie, chimera este... sunt ființe care au mai multe ADN-uri. Da. În paleontologie sunt acele schelete făcute din mai multe specii de animale și carte cumva creată din mai multe bucăți, din multe bucăți care nu au același ADN, nu au același... Da. Ai remarcat foarte bine și e... Mă bucur că spui asta, pentru că, într-adevăr, a fost parte din pariul pe care l-am făcut cu mine atunci când am scris această carte, să pot să pun împreună lucruri care aparent n-ar sta împreună, dar care pot fi legate împreună, prin complementaritate, prin stările pe care le-am creat, scriind, că ele generează aceste personaje sau acele evenimente din viața celor personaje. Da, este adevărat ce spuneți, structura ei e una chimerică, dacă pot să spun așa, și, evident, prima imagine pe care o ai atunci când pronunți titlul acestei cărți este chimera, cel animal mitologic, cu cap de leu, corp de capră și coadă de șarpe. Și asta poate funcționa pentru că sunt trimiteri într-acolo. Cine e acest personaj, Mauro? Există un model în viața reală? Dacă e să punem de la model, da, trebuie să spun că da, există un personaj sau... Nu știu dacă e chiar un personaj, dar numele ăsta există în viața reală, există în viața mea de aproape 10 ani și sunt sandalele mele. Sandalele mele le cheamă Mauro Leone, le-am cumpărat acum, cum spuneam, 10 ani din Torino, am fost foarte încântat. De ele m-am atașat emoțional atât de tare încât iată le-am scris o carte până la urmă. Asta ca referință la un personaj, obiect real, o stare reală din propria mea existență. Da, Mauro Leone este acel, cum să zic, deși este un om tonomat, poate reproduce orice cântec, orice sunet, el nu are însușiri, e cel mai puțin definit personaj din carte, pentru că prin el vezi către celelalte personaje ca o fantă. E acel personaj care pe de altă parte se substituie fiecare personaj cu care intră în contact. E acea chimeră în căutarea, ia câtă, întruparea chimerei în căutarea propriei identități, până la, dacă este capră, dacă este leu sau dacă e șarpe. E un personaj interesant, Manc, care ține o maimuță, Manc, și un joc de cuvinte. E și un joc de cuvinte, da. Acum, de ce să nu spun până la urmă, această carte are și o latură mistică. Personajul care îl ajută pe Mauro să-și afle identitatea, e acest personaj care adună ierburi, ierburi de leac. Există în practica alchimiei, există oameni dedicați studiului acestor plante, care au mii și mii de interpretări la urma urmei și mi s-a părut interesant să aduc un astfel de personaj în relație cu Mauro. Este unul dintre cei care, hai să spun, pune așa ultimul punct de sudură în cartea asta, pentru că tot Mauro Leone este nebunul din cărțile de tarot. Are această însușire formidabilă, dar în același timp e lipsit de însușiri. E cartea zero din Arcana Majoră, e cartea care se adaugă la celelalte cărți. Să vorbim un pic și despre muzică. Vă rog. Ar putea renaște proiectul Șucar Colectiv? Nu. Cu siguranță nu. Într-o altă formă, într-o altă, cu altă substanță? Nu.
ce s-a întâmplat în anii aceia când i-am adunat pe acești oameni împreună a fost o chestiune de spontaneitate și de entuziasm și de bucuria lucrurilor împreună. S-au întâlnit două lumi, aceasta a ursarilor, reprezentată de Napoleon, de Tamango și de acel numit clasic, cu lumea cealaltă, urbană, formată din Dan Handrabur, Cristi Stanciu, Vlaicu Golcea, DJ Vasile. Repet, a fost o perioadă a cunoașterii și a entuziasmului și a bucuriei de a lucra și de a crea, de a genera un produs nou și puternic pe piață, care a ținut atât cât a ținut, atât cât a avut... A fost o stare. Da, a ars foarte puternic și foarte repede. Ca un fel de cherosen, a mers cu cherosen. Și a ars foarte repede și așa. Ce s-a schimbat în muzica românească în ultimii ani înspre bine? Și ce regretați că nu s-a întâmplat? Nu știu exact la ce te referi. Muzica de club? Muzica de club și muzica, eu știu, apar tot felul de formații de toate genurile, care uneori sunt foarte interesante, alteori sunt foarte clișeizate. Nu știu, referitor la felul în care arată piața muzicală contemporană românească și contemporană nu la muzica contemporană de tip, să spunem, academic mă refer, ci la genurile rock, jazz, pop, etc. Nu știu exact cum arată ea, pentru că nu sunt ce se cheamă un ascultător. Nu am nici televizor, nu am nici radio decât când în mașină sau în taxi. Dar ceea ce mi se pare cu adevărat interesant e ce se întâmplă în spatele acestei scene. Există, știu că există o mulțime de artiști, să-i numesc underground, că despre care se știe foarte puțin și sunt foarte puțin vizibili, care fac, au idei, compilează tot felul de muzici într-un fel inteligent și creativ, zic eu. Cred că aș da credit mai mult muzicii hip-hop în momentul de față. Dacă vă uitați un pic la... E adevărat, ca o paranteză, sunt foarte multe postări pe YouTube de muzică hip-hop românească, dar sunt foarte greu de accesat pentru că au nume complicate. Nu ajungi ca să asculti o anumită piesă pe care ai auzit-o la un dat la un radio, e greu să o găsești pentru că e aproape încifrată. Denumirile lor sunt aproape ezoterice și fiecare a cântat cu fiecare în proiectul fiecăruia, dar în fine, dacă treci de chestiunea asta, descoperi că sunt mulți băieți care știu să spună multe lucruri și într-un mod foarte creativ. Și câteva exemple de astfel de... Ultima oară am ascultat un tip care se cheamă Pretor. L-am ascultat pentru că mi s-a părut că una dintre piesele lui s-ar potrivi unui proiect filmic de-al meu, care se referă la lumea subterană care trăiește în canalele Bucureștiului. Chimie, ar fi alt personaj care cântă. Dragonul, alt personaj care cântă și cântă bine. Și au uneori textele lor sunt absolut surprinzătoare. Nu atât prin așa zisul comentariu social, pe care îl fac evident, sunt hip-hopper, ci prin calitatea intrinsecă a versurilor. Da, e surprinzător.